Hei, salut, prieteni! Acum plec și eu din casă, mă duc să mă întâlnesc cu Mihai, cu mașina la spălat. Vreau să filmez un review al mașinii lui și mă duc să mă întâlnesc cu el la spălătorie, apoi o să mergem să filmăm mașina și o să vă și prezint mașina vouă în vlog, iar review o să vină separat. Vreau să fac un video separat cu review, dar o să vă prezint mașina lui și în vlog. Salutare! Îți place scula mea? Bă, mă gândeam să nu mai spăl, să văd că e se întâlnă că pot spăl. Să nu mai spăl? Da. Văd că stai la coadă, mai e ceva. Și murdare rău? Uite, știu la Dar da, nu, cine știe ce. Păi hai să mergem undeva să filmăm. Dacă n-am mai spălat-o până la urmă, că era foarte, foarte coadă. Dar, foarte, foarte coadă, da. Dar e și cam murdară pentru un review filmat frumos. Așa că o să vi-o arăt un pic așa. O să ne spună Mihai despre ea. Dar o știu, mă, a făcut un tur de mașină atâta. Ia uite, un Golf 7 șmecher. Jego. Ce? Jego. Hai să vedem cât loc e în spate. Pentru un băiat ca mine, 1.92. Vezi că e în spate ca unul în spate și n-ai lucruri. Asta e după asta la poziția mea, să zicem. Ok, cam. Cum este la poziția mea, să vedem. În spate. Nu cred că ai loc. Vino o parte altă. Loc la cap e binișor, bunicel. Față de alte mașini e bunicel. Ia du-te de ăsta, du-te de ăsta în poziția ta de condus. Tuneric aici în spate, că n-ai... Ce? Ia. Ai folie. Cred că da, vezi dacă are la roșu. E, acum da, mai merge, am un două degete așa. Aici. Cred că e mai puțin loc în spate ca la Fabia. Ia să văd. Ăsta e în poziția mea de condus. La cap tot cam la fel. Oricum eu nu sunt un etalon, nu știu cum pot să fac eu teste la mașini. Ia bag în spate acolo. Nu e bine, ce uite, am 4 rigid. La cap asta e drept. Aia? Da, destul mă. 3 degete. Mai mult la picioare. Mă, băi, cred că nu. Păi da, la scaunul ăla era și pus și în poziția mea, în Fabia. Da, bine. Era mai pe spate. Și față, ia uite, sus, spate. Am 4 rigide sus la mine. Și acolo cât aveai? Cam 4 rigide și 1, 5 am. Cam 4 jumate și apoi era cam 3 jumate la cap. Ia să vedem. E la fel, la fel la cap. Stai mai mult la cap, ce poți la mică? Stai mai mult la cap. Păi da, și eu tot un deget am și în Fabia. Și acum uite, uite, tot un deget. Dar tu pui așa, eu pot așa. Păi ce așa? Ce să pun așa? Nu intră. Păi ce să intre? E așa, mi-intră 3. Mi-e intră maxim așa, adică un deget. Uite. Aha, 3. Da. Și asta este full sau ce mai trebuie? Navigație și așa, navigație. Cam atât. Și trap, și piele. Mai rest are cam de tot. Nu are ceva piele de asta. E ecologică, nu știu. Alcantara de asta, mă rog, da. Semi.
mai trebuie navigație, rapă și piele. Ăsta e portbagaj, nu știu cât se vede. E negru. Acrapate stărnele fac aici. Nu știu un pic cel pe jos. Aș putea să... Am dorit un Ford ăsta. Dar am rabotat părele și am dormit drept. Drept? Na, eu nu încap drept. Păi, la 3x3 te-ai mușat. Craci pe ăsta. Aș putea. Caută lejer. Gata, mi-au... Mi-au un break și mă duc să mă plimb în Europa. Cu folie de-asta. Asta vinca? Da, așa e. Acum, teoretic, pe la ora asta când este apusul, e cea mai bună oră de filmat, e cea mai bună lumină. Dar soarele a apus de ceva vreme, adică când apune, atunci e cea mai bună, deci nu știu. Da, cam asta e mașina, are jantele astea de ST. Pe 19, nu? 18. 18? Ar merge pe Fiesta, poliția. S-a uitat ură la noi. Ar merge pe Fiesta de astea de 18, nu? Dacă intră pe Fiesta. Nu intră pe Fiesta. Abia intră 17. Cam asta e mașina. O să o filmăm într-o zi când o fi curată și o să fac un review mai mult, mai detaliat. Știu că am condus-o într-un vlog, am dat o tură așa, dar cum aveam arătat-o mai detaliat așa. Mie îmi plac Ford-urile și mi-au plăcut întotdeauna că sunt foarte sportive. Se pricepe Ford să facă suspensii la mașini. Mie, de exemplu, Fiesta îmi place mult mai mult decât Fabia la... Ce scârță e băiatul ăla. Fiesta îmi place mult mai mult la direcție și la suspensie decât Fabia. Dar dacă mă pui să aleg Fabia pentru că e mai puternică și mai mare, da. Asta lui Mihai are 1.6 diesel, 109 cai. Adică e similară ca putere cu Fabia, atât că este break și mie nu-mi plac break-urile. Dar cine știe, dacă o iau să mă plimb cu ea prin Europa, să dorm în ea? Poate va veni și un... Un ce? Un hatchback sau un 20, cât de curând poate. Ai avut o Corsa aia, Corsa aia am... Aia a apărut pe vlog? Era beton aia. O să vă las o poză aici cu Corsa aia pe care a avut-o. Dacă găsesc o poză de seară când editez, o să vă las aia. Pe Facebook poza de cover. Era mișto rău Corsa aia. Singurul lucru care o strica era motorul, da. 1.4-90 de cai. 1.4 benzină. Oricum, mai bun decât ce ai avut tu Corsa. Vino, intră și tu în imagine să-mi spui cu lumea că vorbești singur. Mai bun decât Corsa aia 1.2 pe care ai avut-o. Tot 80 de cai avea aia, sau? 80, dar cu aia făceam codul pe mine, pe Rastu Grășan, pe toate. Am mers pe, cum se cheamă la Transbucegi? Nu, pe... Transbucegi se cheamă, pe unde am mers acolo. Bine, la locul a făcut coadă pe părul rece, dacă... Da. Nasol că dacă... Bine, pe o tură am eu foarte tare, aia trage de la turație mare, cam pe la 4 de ture. Trebuie să o strângi de gât ca lumea. Da, dar eu turam cam 3000 și ceva de ture, că mi-era milă de... Și când am fost pe Transbucegi, eu eram cu Nissanul lui tata, știți că mi-l-am arătat, o să vi-l arăt și pe ăla într-o zi. Și aia este o mașină foarte mare, foarte grea, care are un motor destul de firav, adică trebuie să tragi de el. Nu e firav, are putere, dar trebuie să tragi de el. 1.6, 110 cai. Dar dacă ai pune gaz, te bate la curș, pe astea diesel. La ce? La consum. La consum bine. La consum. Și te duci la mare, nu mai consumi 2 milioane, consumi 70 de lei. Bă, ce-mi place lumina asta. Așa va fi de vânzare asta. Pentru cine interesează. Am mai fost, dar n-am vândut-o și urmează să o repun iarăși la vânzare. Dar momentan nu. Dacă veniți de la mine și cumpărați mașina lui Mihăiță, să-mi spuneți că are să-mi dea comisionul. 5 euro sau 10 euro, cât vrea. 10% ai vrut să zici. Gata, hai că s-a lăsat noaptea. Mă duc acasă că am puțină treabă. Are și Mihai niște treabă pe acasă pe la el. Și apoi o să ne vedem din nou mai pe seară. Hai că am ajuns acasă, dar o să plec din nou să mă văd cu Mihai. Știți că v-am spus mai devreme. Ne vedem și cu alt prieten. O să mergem la Mihai acasă să mâncăm o pizza și să stăm de vorbă. Pisica lui Bobby e urâtă. Știi când te-ai plâns că... Știi când te-ai speriat că am dat 10 milioane pe GoPro? Da. Știi cât e asta? Câte? Pe pisica asta? Nu, pe toată asta. Cât drea? Aproape 5.000. Ai pus suc din ăla? 50 de milioane. Bă, băiatule! Și ți-a dat și chestia asta urâtă? Care ți se pare ție cea mai frumoasă mașină? Urmă, bă, drea nu știu. Alfa Romeo. Renault. Ce Alfa Romeo? 159, din aia neagră. Dar nu știu, dar e destul de venitoare să mai fabrică. Nu, nu o să mai fabrică, dar asta am întrebat. Toate timpurile. Tu? Stai ce logare, că mai țară mașină. Zii mă, panoramă. Logarul e beton. Cine vrea să-și cumpere, că recomand. Bine. Ok. O să facă chestia asta? Nu, normal. Bă, câte mai... Da, întrebarea de ieri asta a fost care vi se pare cea mai frumoasă mașină din toate timpurile, oricât de veche, oricât de nouă. Și răspunsul pe care... Și răspunsul pe care se dă întrebarea de ieri vine de la Bogdan Gati 4, BMW 30.
și BMW F10. Ai știi că ți-ai pregătit sau nu? Deci ai pofundat la acolo. Întrebarea de astăzi este și mă gândesc de aia de azi dimineață de când am mâncat o banană. Dă-te-mă așa, dă-te-mă mai stângă. Stai că s-a dus, gata. Voi din ce parte desfaceți banana? De la coadă sau de la cap? De la mijloc. Cum desfaceți banana? De la mijloc. Bunghia și trăde. Nu uitați să vă abonați dacă n-ați făcut-o deja, să mă lăsați un like dacă vă place ceea ce fac, să dați share, să vă ajut prietenii voștri și ne vedem mâine. Pa!